Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi împreună cu invitatul nostru, presbiterul Silviu Cornea, despre bun simț. Despre bun simț în lumea în care trăim. Și prima întrebare este, mai există bun simț pe planetă? Hai să-ți spun o motivație. Mă uitam la știri într-o zi și un oarecare parlamentar este surprins la un moment dat votând la două mâini în sală. Ăsta e parlamentarul care mi-a ieșit mie în evidență pentru remarca lui. Iese din sală și îl întreabă reporterul: auzi, de ce ai votat la două mâini? E bine? E ok? E în regulă? La care el se uită așa cu nonșalanță și zice: e cum vrea mușchii mei. Când am auzit, m-am gândit atunci pe moment, zic, ce ar fi fost dacă, sau unde ar fi fost România, dacă în loc de parlamentar cu mușchi am fi avut parlamentar cu minte, m-am gândit în momentul ăla. Sau mai rău, cu bun simț. Cu bun simț. Așa că mi-e foarte greu să răspund la întrebarea ta, Nelu, dacă mai există bun simț. Da. Cred din toată inima și sper să nu fiu ultimul romantic. De unde vine bun simțul? Ce este, de fapt, bunul simț? Eu văd bunul simț, din punctul meu de vedere, ca o moderație pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Acea opreliște pe care o avem de a nu face exagerări, exces, chestiuni de genul ăsta. La asta mă gândesc eu în momentul în care aud despre bun simț. Starea în care omul își dă seama când este ridicol, când sare calul, când face excese. Cred că a pus în noi Dumnezeu simțul ăsta. Nu știu dacă toți realizăm asta, dar e acea divină dumnezeiască moderație din om, care îl poate ține pe om acolo în echilibru. Așa-l văd eu, așa-l definesc eu. Ca și... Dar ține de parametri etern valabili sau ține de contextul cultural local pentru fiecare persoană? Bună întrebare. De exemplu, pentru mine mi-ar fi o chestie de bun simț să ies pe stradă îmbrăcat în sari, cum merg indienii. La ei este o chestie de bun simț să meargă așa, să nu meargă în pantaloni, cum mergem noi. Mm-hmm. Cred că... Sari se numește? A indienilor sau a femeilor? Fustă. Și bărbații. În fine. Fustă. Da, cred că este oarecum influențat de context, dar așa, nuanțat. Esența, cred că e universală. Care sunt lucrurile universal valabile? Ceea ce ține de caracter, de comportament, principii de viață, lucruri valabile. Dacă ne uităm și ne întoarcem în Sfânta Scriptură, ea transmite învățături de bun simț. Când m-am uitat în Cartea Proverbelor, chiar așa și spunea Solomon, că scrie aceste cuvinte de înțelepciune tocmai cu scopul de a transmite învățături de bun simț. Da? Deci Biblia nu este doar o carte care modelează numai din punct de vedere spiritual, ci și uman. Iată că îmbunătățește calitatea de om. Și Solomon spune foarte clar asta. Lucrăm prin cuvântul lui Dumnezeu și la această extraordinară calitate bunului simț. Te-am întrebat asta pentru că mă gândeam la păcate mari care pot fi recunoscute peste tot, dar mă gândeam, de exemplu, la unele contexte musulmane, este de bun simț să-l omori pe cel care ți-a făcut nu știu ce. Deci, inclusiv la capitolul crimă, sau, eu știu, adulter, care ar putea fi câteva păcate capitale, despre care, de exemplu, C.S. Lewis spunea, adulterul, curvia, este aceeași în toate civilizațiile, doar că pentru unii este normal să ai patru neveste, dar nu mai mult de atât. Cred că, având în vedere că vine de la Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și... În toate lucrurile, chiar și atunci când vorbim despre învățături de bun simț, voi apela întotdeauna la absolutele lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, care nu se schimbă în funcție de modul în care eu interpretez, de cultură neapărat, ci transmite anumite lucruri extrem, extrem de universale și eterne vis-a-vis de ce spuneai tu. Pentru că, într-un fel, lumea poate evolua, sau nu știu dacă nu mai degrabă involuează, în fine. Într-un fel încât se împământenește o anumită morală, o anumită lege, care poate deveni normalitate, ceea ce
întorcându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să fie taman pe dos. Ce facem atunci? Trăim în societatea respectivă, funcționăm acolo, dar la ce ne vom raporta? La ceea ce societatea ne influențează sau întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu? Cred că trebuie să ne întoarcem la cuvânt. Cred că undeva pe drum omenirea l-a pierdut însuși pe Dumnezeu. Undeva pe drum l-am lăsat acolo ca oameni, omenirea s-a îndepărtat, a fugit tocmai de creatorul, de dădătorul acestui bun simț, pentru că vorbim de în tematica noastră. Aici este problema, din punctul meu de vedere. Omul și-a făcut propria cale. My way este și o melodie, nu? Uh-huh. Eu o fac în drumul meu, în calea mea. Asta este spiritul care se pare că s-a împământenit în societatea după noastră. Mușchii mei. După mușchii mei, exact. Vorba omului. Și atunci e foarte clar că omul este preocupat să-i fie lui bine, să se încadreze în tot ceea ce înseamnă pentru el comoditate și normalitate, lăsând deoparte cuvântul lui Dumnezeu și uneori mergând chiar în paralel cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci... sau... asta te deformează ca om și în special va afecta relația ta cu Dumnezeu, cu Creatorul. Într-un mod deosebit, mă gândesc aici la oamenii care au început să promoveze ca și rang de virtute tupeul, nesimțirea, grobianul, omul care strigă tare, omul care are doar o țintă, nu contează și mijloacele. Devine... Și se vede treaba asta, nu pot să nu remarc, se vede treaba asta și la nivel de state. Peste tot. Vrei Crimea? Ia-o tată. Nicio problemă. Și se pare că, uite, foarte ciudat, Nelu, oamenii chiar apreciază astfel de lideri. Bă, zice, el știe ce vrea. Nimeni nu i-a zis nimic. Da. Unii chiar privesc cu admirație, dacă e să vorbim despre personajul în cauză, iată cum câștigă, nu știu câte oară, cu un procent destul de mare. Dacă Putin vrea să oprească la Viena, nu cred că îi zicea cineva ceva. Și mergea până la Viena. Și anexa tot. Chiar devine, iată, un mod de viață, un tipar. Am auzit părinți care spuneau copiilor, mă, nu fii atât de pămpălău, nu... Fii bărbat, fii puternic, te calc alții în picioare, tu trebuie să reușești. Dă din coate, bagă mare, vezi, mă sperie astfel de lucruri. Blândețea, bunătatea, lucruri despre care Domnul Hristos vorbea în fericirile lui, de exemplu, devine astăzi o slăbiciune. Și atunci, vis-a-vis de întrebarea ta, cred că, într-adevăr, iată că ne deformăm, nu numai ca oameni, ci și ca și creștini, ca oameni care... suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ne deformăm pe zi ce trece și asta e o durere, pe lângă faptul că întâlnim tot felul de nesimțiri în jurul nostru. Dar dincolo de asta văd că în spatele acestor manifestări publice e de fapt acea rădăcină urâtă păcatului. Am crezut într-o vreme și eu într-o Europa, hai să zic așa, sau într-o lume civilizată idealistă, până când am ajuns acolo în câteva țări. Și am văzut că, de fapt, ceea ce îi determină pe oamenii de acolo, hai să zic, și chiar și pe români, auzeam chiar mărturia unui individ de acolo, zice, mă, aici nu îndrăsnesc să arunc hârtia, zice că mă costă nu știu câți euro, cum spune Inelu. Ce dacă, bă, zice, parcă cum intru în România, dintr-o dată mă transform, zice. Deja mă arde la mână. Să, da. Din mașină, absolut, îți vine absolut natural. Și atunci mi-am dat seama că fără să introducem în discuție coordonata spirituală, chiar fără să agasăm pe cineva că tot vorbim despre partea asta, dar fără să vorbim despre coordonata spirituală și de ce transformare dumnezeiască, omul nu poate prin natura lui să facă lucruri de felul ăsta. Pentru că, repet, trăim într-o lume coruptă, într-o natură păcătoasă coruptă și atunci îmi dau seama că lumea nu idealistă în Occident, ci lumea e dominată de lege. De lege, de disciplină, de bani pe care trebuie să-i scoată din buzunar la orice prostie pe care o fac. De-aia englezii, cu firea lor extrem de vulcanică, mai ales influențată și de bere sau de alte lucruri, reușesc să stea smirnă în stadioanele lor și atunci când merg hooligans în alte țări, fac dezastru și te întreb cum de? Asta este logica. Asta este logica. Foarte interesantă poziția. Vreau să te întreb, crezi că tehnica și dezvoltarea societății a influențat bunul simț? Bunul simț are aceleași coordonate și în urmă cu 4.000 de ani și în urmă cu 2.000 de ani? Ar trebui să aibă, dacă încă o dată ne referim la Dumnezeu ca și dădătorul acestor valori.
pe care noi le-am pus așa în termenul ăsta de bun simț, ar trebui să aibă. Nu știu dacă e și realitatea asta. Nu știu dacă e și în realitatea asta. Din păcate, cu cât oamenii se îndepărtează mai mult de cultură, de educație, câtă vreme urmărim anumite emisiuni lipsite de bun simț, de valoare, nu mai țin minte exact la care făcea referire, era o chestie drăguță care circula pe Facebook, ori de câte ori te uiți la, nu mai știu la care, era pe acolo o carte se sinucide, scria cineva. Ori de câte ori te uiți la televizor, da, o carte sau chiar se la televizor. Se și atunci n-are cum copilul, individul să se îmbunătățească. De scriptură nici să nu mai vorbim, ajuns cenușăreasa literaturii, din păcate. Și iată cum tehnica ne aduce un progres, evident, și nu vreau să zic că suntem dependenți de ea, dar o folosim cu, și oamenii care folosesc cu cap, e clar că este o îmbunătățire și o unealtă extraordinară tot ceea ce este tehnica, dar în același timp, iată cum poate să și înrăutățească lucrurile în alte domenii. Repet, modelele care ni se vând, modelele care ni se pun sub nas, Sunt oameni de moralitate îndoielnică, sunt oameni care au promovat în spațiul public prin asta. Au ajuns să fie vedete și au ajuns acolo, nu? Fotbaliști care ajung prin bătăi, prin scandaluri, prin cum înjură, țațele care se plimbă toată ziua. La fotbaliști nu pot să nu mi-l amintesc pe Zidane cu capul în piept. Exact. Actori care iartă ies în evidență prin tot felul de, exact, de scandaluri pe unde apar. Și atunci toate modelele astea, oamenii le văd, le macină și zic, mă, asta este ceea ce îmi doresc. Cum să mă duc eu cu flori acasă? Mai luam câteodată flori soției, îmi zice și acum că destul de rar. Ești marțian? Da, se uita oameni. Nu zic ești marțian. Așa mă simțeam, știi? Bă, se uitau oamenii la... Stai un pic, că mi se părea ciudat, știi? De ce Domnul Iisus Hristos a ales ca strategie de cucerire a lumii strategia oi în mijlocul lupilor? E fantastic exemplu și nepopular în același timp. Foarte nepopular pentru tot ceea ce înseamnă modalitatea în care oamenii înțeleg putere, conducere, leadership, cum vrei să o numești. Unul dintre cele mai... blajine, mai non-combat animale pe care le poți întâlni, e tocmai metafora la care Domnul Iisus Hristos apelează atunci când ne descrie pe noi. Tocmai pentru a ne face să înțelegem că scopul nostru e un pic, altul decât ăsta de a stăpâni aici, decât de a face cu orice preț orice în lumea asta, ci că noi suntem așa, într-o trecere prin lumea asta spre o lume veșnică, eternă, în care valorile, în care bunul simț, în care toate lucrurile astea care sunt ignorate din ce în ce mai mult, sunt de fapt lucrurile care contează. Și amintesc undeva în munți un urs a ucis 400 de oi. 400 de stăteau moarte acolo pe coasta muntelui. Da, da. O altă idee care îmi vine în minte atunci când Domnul apelează la această metaforă e că vrea să ne transmită o idee din nou foarte importantă și anume aceea dependenții noastre de El. Oaia este dependentă de cioban, de păstor, nu? Fără această dependență, oaia n-are nicio șansă de supraviețuire. Mă gândeam unde era păstorul în timp ce acest urs ucidea 400 de oi. Da, asta e bună întrebare. Asta e bună întrebare. Domnul însuși se descrie pe el ca și bunul păstor, cel care întotdeauna rămâne acolo și foarte fain în Ioan face comparația cu păstorii plătiți, cei care n-au interes pentru tu. El rămâne etern lângă om, lângă noi. Noi suntem oamenii care ne depărtăm de tot ceea ce El are pregătit pentru noi. Repet, o metaforă foarte bine înțeleasă și, dacă nu mă înșel, cred că însuși Napoleon spunea într-un mod admirativ despre Hristos, care cu 11 de sculți, parcă spunea el, interesant, a reușit să câștige, să cucerească lumea. El, care un strateg desăvârșit, a clacat până aproape de Mother Russia, nu? Campaniile lui în ceea ce înseamnă cucerirea. Dar Hristos, spunea el admirativ,
a reușit să influențeze într-un mod în care noi nu înțelegem, că nu forța, nu mușchii, nu puterea, nu în modul în care noi înțelegem asta este putere, ci prin bunătate, prin caracter, prin bunul simț, reușim să câștigăm, să cucerim lumea. Mahatma Gandhi, de fapt, câteva dintre marile revoluții ale secolului 20 au fost bazate pe ideologia lui Hristos, fără a fi creștine. Mahatma Gandhi a fost cel care a spus cu piepturile goale și a eliberat India de Imperiul Britanic. Deci au folosit metodele, metoda funcționează. Întrebarea este, trebuie să rămânem buni simțitori, oameni de bun simț într-o lume nesimțită? Bună remarcă și într-adevăr o imagine și imagini, dacă așa e realitatea, e cruntă. Sau trebuie să începem să mușcăm și noi? Aici va fi provocarea pentru noi ca și creștini. Să rămâi. Să rămâi. Aici va fi pentru noi provocarea. În fiecare zi, pentru mine, pentru noi care vorbim, pentru cei care ne ascultă, pentru copiii noștri, va fi o mare, 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 mare provocare să diluiești cu această situație, cu mentalitatea care se împământenește. Pentru că la prima vedere pierzi. La prima vedere pierzi. Ești batjocorit, ești numit în fel și chip, oamenii râd poate de tine, va fi o presiune constantă, știu că ca și tânăr copil, apoi în familie creștină, la școală, în anumite chestii eram făcut în fel și chip, mai apoi lucram în perioada facultății vara pentru a mai face niște bani, eram deja tânăr. Ce vrei să-ți cumperi, o bicicletă? Ce vrei să-ți cumperi? Haine. Și apoi știi cum sunt constructorii. Două lucruri la ei foarte importante, băutura și femeile. Eu nu le aveam nici cu una, nici cu alta. Eram batjocura șantierului. N-aveam stres atunci, nu mă interesa. Nu e o presiune ușoară. Nu va fi o presiune ușor de suportat, dar avem garanția vieții veșnice, avem garanția unui Hristos aproape de noi și scopul pe care ne-l fixăm, și cred că aici va fi secreta succesului nostru și a tuturor creștinilor și oamenilor care vor să stea aproape de Dumnezeu, să înțeleagă că dincolo de bunăstarea de aici, de o poziție bună, de un stomac plin, avem ceva mai nobil spre care să tindem și scopul ăsta, ținta asta, ne va oferi resursele în aceste situații nu ușor de suportat și de manageriat să rezistăm. Pentru mine personal, aș vrea la sfârșit să încheiem cu rugăciune, dar vreau să vă împărtășesc un exemplu. Pentru mine personal, când am situații din acestea cu semnul întrebării, mă gândesc oare Apostolul Pavel, oare Apostolul Petru, oare Domnul Iisus Hristos, ce ar face într-o situație de genul acesta? E foarte bună provocare. E foarte bună provocare. Ții minte că am citit și o carte despre acest... Ce-ar face Iisus? Ce-ar face Iisus în locul tău? Circulau și niște brățări pe care tinerii le purtau pe la mâini. Bine ar fi dacă sloganul ăla ar și pune în cap, cumva, pentru că e foarte important, e foarte important, da. Ar fi ciudat pentru foarte mulți dintre noi să vedem că Iisus ar face taman pe dos, cum facem noi și acum mi se pare nou normal, și de aia cred că foarte mulți se limitează doar să poarte sloganul pe mână, că e mult mai lejer. La final, ce am putea să ne rugăm? Ca Dumnezeu să ne dea mai mult minte, ochi deschiși, ca să vedem că există în noi pus acest bun simț, dacă l-am pierdut să-l redescoperim sau dacă l-am lăsat de undeva să-l mergem după el și să-l aducem înapoi, și în mod deosebit cred că e important să ne rugăm Dumnezeu să ne dea putere, resurse spirituale pentru ceea ce ne așteaptă pentru zilele de astăzi, să rămânem oameni integri, să promovăm virtutea, caracterul. Haideți să ne rugăm împreună cu ascultătorii care doresc să se unească cu noi în rugăciune, și mă gândeam la un exemplu, un rege sau un prinț, niciodată, în orice context ar fi, nu se demite de la gradul, de la rangul, de la onoarea de rege și de prinț. Deci, indiferent de context. Are o conduită nume. Exact. Asta ar trebui să înțelegem și noi ca și creștini. Haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, ne-am lăsat antrenați și, zic eu, provocați de cuvântul Tău într-un domeniu sensibil, dar foarte important. Bunul simț, te rugăm, Doamne, ajută-ne să redescoperim
valoarea, importanța caracterului, a bunului simț în viața noastră. Știu că oamenii promovează fel și fel de imagini, fel și fel de lucruri. Vrem să rămânem fideli cuvântului Tău, vrem să ne ținem de cuvântul Tău, vrem să stăm aproape de Tine și de voia Ta. Ajută-ne să rămânem oameni de caracter, de bun simț în această lume, Doamne, pentru că ținta noastră este mai mult decât lumea asta, este viața veșnică. Ajută-ne în situațiile delicate, în situațiile dificile, în momentele de îndoială, de cumpănă, să ne întoarcem întotdeauna la cuvântul Tău și să nu ne luăm niciodată ochii de la răsplătirile care ne așteaptă și de la veșnicia care ai pregătit-o pentru noi. Îți mulțumesc că ne vei ajuta, îți mulțumesc că ne vei sprijini, îți mulțumesc că ești lângă noi. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei. Am discutat despre bun simț împreună cu invitatul nostru, presbiterul Silviu Cornea. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.